de carantinare a capitalei. O carantinare pe care se pare că nimeni nu își dorește să-și o asume, cel puțin dintre autorități. Și asta, deși în ultimele zile auzeam părerea ale specialiștilor medici reputați care au intrat în direct aici cu noi pe B1 TV, spunând că măsurile sunt blânde cele luate în România și că autoritățile ar trebui să fie ceva mai ferme. Ferme, de exemplu, cu românii care petrec pe șest în centrul vechi noaptea și se dau amenzi, după care petrecerea continuă, bineînțeles. Cu românii care, de exemplu, se înghesuie pe pârtii, pentru că am avut imagini de astăzi, imagini care păreau din 2019, cu românii care s-au dus la schi la Poiana Brașov. Cu românii care fentează regulile, cu românii care nu respectă niște recomandări minime de prevenție în această perioadă. Ei bine, autoritățile par a fi cumva temătoare să nu-i supere pe români, să nu afecteze nicio activitate economică, ceea ce este absolut de înțeles. Sunt măsuri mult mai blânde, spun și specialiștii, cele luate din România, în comparație cu cele din străinătate, cu cele din Marea Britanie, de exemplu. Avem al nu știu câtelea lockdown în Marea Britanie, cu cele din Franța. În Franța, nu știu dacă știați, dar în fiecare seară la ora 6 se închid ușile, nu mai iese nimeni pe stradă. Ei bine, o astfel de propunere este făcută și în România, pentru București cel puțin, pentru carantina, dacă va fi ea carantină în capitală, evident, să se încerce această variantă în weekend, să nu se mai iasă din case la ora 6. Dar, evident, lucrurile nu sunt clare, încă nu s-a decis absolut nimic, deși astăzi ar fi trebuit să vină un astfel de anunț lămuritor din partea prefectului, din partea ministrului, din partea cuiva care să aibă autoritate. Ei bine, sunt ședințe peste ședințe, e una în desfășurare și la Ministerul Sănătății, vom vedea dacă vor ieși cu vreo concluzie de acolo și dacă va face eventual vreo declarație Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu. Și în toată această nebunie de parcă nu ar fi fost de ajuns, este și fenomenul Flavia Groșan, acea doamnă din Oradea care s-a lăudat că a găsit o schemă de tratament foarte bună și foarte ieftină și care a salvat pacienții de la moarte, pentru că dacă ajungeau la spital și erau tratați cu oxigen, riscau să moară. Ei bine, atât le-a fost de ajuns celor care și așa erau extrem de speriați să refuze. Sunt foarte mulți pacienți care au început să refuze oxigenul după ce a început acest fenomen în masă, început de doamna Flavia Groșan, sau mai bine spus de presa care i-a cântat în strună și care a transformat-o pe doamna Groșan într-un erou al zilelor noastre. Vă prezint invitații cu care comentăm aceste chestiuni, aceste fenomene noi, provocări noi, iată, pentru medici, așa sătui de munca pe care o depun de mai bine de un an, să mai aibă acum și oameni în stare gravă care refuză oxigen. Alături de noi, așadar, sunt și politicieni și medici, dar începem cu jurnalistul, da, cel obiectiv care urmărește cu atenție ce se întâmplă în aceste zile, este Petre Bădică de la Newsweek. Politicienii Radu Mihail de la USR și Cristian Popescu de la PSD. Domnul Popescu este în legătură telefonică directă cu noi, iar Radu Mihail este în legătură directă prin Skype. Iar cei doi medici care sunt din două țări grav încercate și care ne vor spune care a fost experiența dumnealor acolo, sunt alături de noi. Domnul doctor Tudor Toma, domnul Toma este în Marea Britanie și domnul doctor Radu Lupescu, dumnealui, este în Franța și le mulțumesc foarte mult că au acceptat invitația noastră de a ni se alătura. Și aș începe acum cu cei doi medici să vorbim puțin despre aceste măsuri de restricție, după ce vom vedea și o situație gravă pe care am pomenit-o deja ceva mai devreme, pacienți care au început să refuze oxigenul. Haideți să vedem un caz concret. O postare de pe Facebook a Mirunei Troncotă, aflată la rândul ei într-un spital bolnavă de COVID. O persoană de 60 de ani, de peste 60 de ani, bolnavă de diabet, de asemenea cu probleme și cu alte probleme de sănătate,
și care își smulge în continuu branula, împroașcă totul cu sânge în jur. Medicii pneumologi încercau să îi vorbească, să o liniștească, să explice că la 90 saturație de oxigen în plămâni nu poate supraviețui fără tubul de oxigen. Doamna refuză, fiica ei refuză, îi se dă să semneze un... La serviciile de urgențe și deci admisii în spital, în serviciile convenționale, să le spunem așa, și cresc și numărul de pacienți în reanimare, dar nu este vorba de un refuz al tratamentului în Franța, nici în regiunile mine și nici în alte regiuni ale Franței. Deci este... Deci, practic, pacienții au înțeles care este tratamentul acestei infecții. Este, în primul rând, simptomatic, pe urmă este un tratament care merge destul de bine cu corticoizi când apar probleme respiratorii. Asta, în general, se întâmplă sau la spital sau acasă, în funcție de când începe să fie oxigenul dependent pacientul, și dacă se degradează starea pacientului, el este spitalizat în un serviciu de terapie intensivă pentru a se administra oxigen cu un alt debit sau pus o ventilație artificială, și în cazul acesta, bineînțeles, este sedatat și îi se dă cu un ventilator. Bun, domnule Toma, dumneavoastră ați găsit astfel de cazuri în Marea Britanie, sunt și acolo oamenii care cred în tratamente naturiste în detrimentul celor clasice folosite în spital în tratamentul cu oxigen. Bună, oare există această convingere pe care, iată, noi o vedem foarte la modă în România acum, că oxigenul te omoară? Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Nu am avut asemenea cazuri. Din contră, am avut situații când serviciul era foarte aglomerat și trebuia să încercăm să raționalizăm pe cât posibil oxigenul pe care îl aveam în spital. Au fost câteva zile când nevoia de oxigen în spital a fost foarte mare. Aici cred că lumea înțelege, și nu numai că lumea înțelege, dar și medicii explică destul de frecvent și destul de clar care este situația. Sunt ok? La fel și media reflectează situația din spital așa cum este ea, și lumea acceptă faptul că medicina în anul 2021 este o știință, nu este nici artă, nici vrăjitorie, deci este foarte important așa cum este și e explicată din punct de vedere științific și nu neapărat din punct de vedere al părerii unuia sau altuia dintre medici. Da, vă spuneam că este un fenomen care a început din Bihor, de acolo de unde este doamna Flavia Groșan. Doctorul Hadrian Borcea, șeful UPUS Murd Bihor, a fost în legătură telefonică directă cu noi la ora 15 și ne-a povestit experiența lui. Să vedem ce a povestit domnul doctor și apoi coment. Acest impas a început mai de mult. Momentul Flavia Groșan este, ca să spun așa, picătura care a umplut paharul. Din păcate, populația nu înțelege că plămânii afectați de COVID nu mai pot trage suficient aer și atunci acel puțin aer care mai ajunge în plămâni trebuie îmbogățit în conținutul de oxigen. Este o muncă istovitoare, chinuitoare, în condițiile în care vezi că pacientul abia mai vorbește la un moment dat și totuși refuză. Încercăm să-i convingem, încercăm să le aducem argumente că tocmai acest oxigen e cel care împiedică acea procedură care o facem, doar că nu se poate altfel, și anume intubarea orotraheală și ventilarea mecanică. A fost poate cel mai dramatic și ultimul care ne-a rămas nouă întipărit, un tânăr de aproximativ 40 de ani, transferat de la Satu Mare și care abia mai vorbea, dar totuși încă reușea să vorbească, dar un efort foarte mare, și și-a smuls toate tuburile în momentul în care a văzut că colegii vin cu masca de oxigen și i-a implorat în genunchi ca să nu-i pună oxigen. L-au lăsat câteva minute până când el însuși și-a dat seama că nu mai poate, nu mai rezistă, și atunci a pus singur masca de oxigen.
Da, Petre Bădică, e o explicație pentru această gândire magică pe care se bazează românii? Poate e o explicație, nu vrem să îi criticăm pentru asta, până la urmă e alegerea fiecăruia, dar e o explicație pe care trebuie să o căutăm, inclusiv în faptul că ei sunt nemulțumiți și dezamăgiți de sistemul de sănătate din România și din cauza asta recurgi la tratamente naturiste, poate neomologate, asta să fie explicația? Și dacă aceasta ar fi explicația, eu cred că statul român trebuie să-și apere cetățenii și trebuie să-și apere cetățenii dacă statul român consideră că medicul Groșan, Flavia Groșan, este un pericol pentru sănătatea populației, pentru procesul de vaccinare, etc. Atunci statul român trebuie să găsească modalități de comunicare. Așa cum a dat zeci de milioane de euro fără niciun cap, fără nici, pe o campanie doar de conștientizare a necesității vaccinării, păstrării distanței, etc., etc., eu cred că trebuie să găsească statul român mijloace de comunicare în care să explice. Ce am văzut ieri, în fond? Am văzut Colegiul Medicilor ne spunând nimic. Doamna doctor a fost investigată o oră, două, investigată, chemată la o discuție, iar la finalul discuției dânsa a ieșit triumfătoare. Nu am aflat. Eu, dacă eram la Colegiul Medicilor, care sigur are canale de comunicare cu Ministerul Sănătății, cu Guvernul, aș fi dat până și pe surse, ceva. Pentru că doamna Groșan a fost umflată, fenomenul, de mass media, da? De o parte a mass mediei. Un director de televiziune a fost la Oradea, am impresia, și a așteptat-o pe doamna Groșan ca pe o eroină. Ok, e în regulă. Pot înțelege și aceste aspecte, dar aceste aspecte speculează doar o breșă de comunicare a Colegiului Medicilor, statului român, guvernului, cine vreți dumneavoastră. De ce nu a ieșit un reprezentant al Colegiului Medicilor, a Ministrului Sănătății, cui vreți dumneavoastră, seara, în prime time, la o televiziune, la într-un interviu, să spună ce metode folosește doamna Groșan? Poate doamna Groșan pur și simplu folosește niște, poate vindecă bolnavi de COVID care nu sunt într-o stare terminală, da? într-o fază extremă. Așa cum fac, să zicem, medicii de familie. Nu știm absolut nimic. Aflăm doar ceea ce vrea o parte a presei seara în prime time și partea presei care umblă, sigur, după senzațional, după rating, etc., etc., e treaba ei. Dar nu văd absolut nicio reacție din partea statului român. Este un stat bleg care nu își apără cetățenii de dezinformare. Și asta este foarte grav. Pentru că are foarte mulți bani la dispoziție. Chiar și cu bani. Poate să o facă. Domnule Mihail, e un punct de vedere foarte corect până la urmă acesta. Poate că e o problemă de comunicare. Ministrul Sănătății, colegul dumneavoastră, nu despre asta este vorba neapărat. Poate să fie alt ministru, nu știu, poate să fie prim-ministru sau să fie un medic în care România au încredere, să fie Raed Arafat, nu știu. Cineva care să vină să le spună oamenilor cam cum stau lucrurile. Poate da, nu mai au credibilitatea asta să fie explicația. Domnule Mihail, noi în cine să mai credem atunci? Credibilitatea cred că este dată de rezultate și de fapte. Și sunt de acord că o parte dintre concetățeni au aceste dubii și au acest comportament prin care neagă tot ce vine de la oficialități, tot ce vine de la oameni de știință, tot ce vine din sursele normale. Și pleacă urechea la ceea ce le spun fel de fel de personaje care au nevoie de prezență în spațiu public și vin cu teorii fanteziste sau cu soluții absolut neverificate și irealiste. Suntem în situația în care, din păcate, neadevăruri și strigăte de mânie sunt propagate fără niciun fel de substanță până și în Parlamentul României. Și atunci, în aceste condiții, înțeleg deruta cetățeanului care se uită la televizor și vede fel de fel de afirmații făcute în spațiul public și e greu să poți să-l convingi să se uite acolo unde trebuie să se uite, și anume la cei care sunt responsabili de ce se întâmplă cu cetățenii, în speță guvernul.
Faptul că am votat sau nu un partid și că agrem sau nu un ministru nu are nimic de a face cu faptul că un ministru vine având în spate ceea ce experții spun, ceea ce a fost discutat cu factorii de decizie din diverse domenii și cu propuneri care încearcă să echilibreze un pic toate aceste elemente pe care le-ați menționat deja, ce facem cu partea de salvare a economiei, raportat la siguranța cetățeanului, care bineînțeles este cea mai importantă. Domnule Popescu, cele mai multe cazuri, să nu uităm acum, apropo de doamna Groșan, că a tratat doar pacienții în forme ușoare ale COVID-ului. Dar să nu uităm că marea majoritate sunt astfel de cazuri. Adică cele ușoare, cele cu simptome ca de răceală, procentul celor care ajung la spital și la ATI, Doamne ferește, este mult mai mic. Poate că medicii, dacă ne-ar fi spus asta aici în România, ar fi fost mai simplu de înțeles, că nu e așa o mare chestie să tratezi COVID. Așa este. De păcate nu am auzit ce a spus colegul de la USR, nu s-a auzit pe transmisia mea, dar am auzit ce a spus colegul jurnalist, care are perfectă dreptate. Deci, de la începutul pandemiei chiar, a fost o problemă de comunicare. Am fost bombardați cu informații, multe dintre ele contradictorii. La început ni s-a spus cum se ia, după aia de fapt se ia altfel acest virus de pe atind. Când ating suprafețe, după aia, că nu se mai ia chiar așa, doar dacă stai cu cineva un sfert de oră. Și au fost foarte multe informații contradictorii și astăzi, în cazul doamnei Groșan, eu nu pot să spun clar, pentru că nu am informații din ambele părți, eu sunt matematician, nu sunt medic. Deci poate doamna Groșan, într-adevăr, a vindecat niște bolnavi. Că sunt cazuri că mai ușoare, nu știu, pentru că nu ne-a dat nimeni nicio informație. Ar fi fost normal ca ministerul sau colegiul major sau cineva, un specialist, să răspune: domnule, doamna Groșan a tratat 500 de oameni, dintre care 480 de cazuri ușoare și s-au vindecat. Uite, e un tratament, o schemă de tratament care poate fi luată în considerare, și a avut 20 de cazuri mai grave, dar au avut noroc, nu știu, au luat și alte lucruri. Deci să ne dea niște informații concrete, pentru că este normal că oamenii se agațe de astfel de povești, care pot fi reale. Repet, eu nu vreau să contest aici experiența doamnei Groșan și a pacienților vindecați de dânsa, pentru că nu sunt specialist, dar guvernul, prin toate palierele de comunicare, poate să ne spună dacă este ceva de bine acolo. Și nu este exclus ca să fie niște medicamente care să dea rezultate mai bune ca alte scheme de tratament. Mi-ați anticipat întrebarea, domnule Popescu, vă mulțumesc, fără să știți. Mi-ați anticipat întrebarea pe care voiam să o adresez celor doi medici pe care îi avem alături de noi în legătură directă prin Skype, unul din Marea Britanie și unul din Franța. Nu aș vrea să comentez schema de tratament și să dau apă la moară, tocmai pentru ca oamenii să ia apoi după ureche tot felul de medicamente cu pumnul, așa cum se întâmplă încă de la începutul pandemiei. Eu ce aș vrea să întreb pe cei doi medici, cu acordul lor, bineînțeles, dacă în acest moment avem o alternativă la vaccin, pentru că se vorbește de faptul că ar exista niște medicamente pe care medicii deja le dau pentru bolnavii de COVID și care ar putea să fie folosite în locul vaccinului sau până când îți ajunge rândul la vaccin. Și întrebă pe rând pe cei doi medici, domnule Toma, există un astfel de medicament? Nu există niciun medicament care este o alternativă la vaccin. De fapt, vaccinul este, tratamentul este soluția cea mai importantă și cea mai bună pentru rezolvarea pandemiei și ar trebui să ne concentrăm pe vaccinarea, în special a persoanelor la risc, care sunt persoanele în vârstă, și apoi încet, încet să vaccinăm întreaga populație. Numai așa se poate opri pandemia. Deci nu există niciun medicament. Am o rugăminte la amândoi, dacă se poate, să dați puțin mai încet televizorul, dacă aveți un televizor. Da, cred. Era la domnul Lupescu. Mulțumesc mult, se auzea în reluare, dar ce vorbeam noi aici. Vă rog, domnule Toma, scuze. Spuneam că nu există niciun medicament.
medicament. Din păcate, am vrea să existe un medicament. Au fost, într-adevăr, tot felul de semnale, dar atât timp cât nu este o dovadă dintr-un studiu clinic care este randomizat, un număr foarte mare de pacienți, nu putem să recomandăm aceste medicamente și nu ar fi bine să fie luate de populație. În schimb, vaccinul a fost studiat într-un studiu randomizat pe o populație foarte mare și știm că are rezultate atât în prevenirea formelor severe de boală, prevenirea internărilor, cât și posibil în privința prevenirii transmisiei bolii. Domnule Lupescu, s-a vorbit despre aceste medicamente în România foarte mult, ivermectină și colchicină. Colchicina este folosită pentru, deja pentru o boală, cred că pentru gută, iar ivermectina este un medicament care în România se găsește doar în varianta veterinară. Și există studii pe ele cum că ar fi bune și pentru tratamentul COVID. Ce se spune în Franța pe tema aceasta? Sunt luate în calcul ca variante? Din păcate nu. Deci a fost mai întâi hidroxiclorochina, după care au apărut studii despre ivermectină, despre colchicină, într-adevăr. Din păcate, pentru niciun dintre aceste medicamente nu au apărut studii care să fie extrem de clare. Deci sunt unele studii care dau o tendință, dar dacă ne uităm la îndeamănunt la aceste studii, nu sunt destul de puternice, ca să spun așa, ca să poată fi considerate medicamentele acestea ca medicamente princeps în cadrul acestei boli. Deci au fost niște ameliorări de mortalitate, dar, de exemplu, unele cazuri și așa mai departe, dar nu sunt destul de date actualmente ca să spunem că unul dintre aceste trei medicamente se folosește la ceva. Singurul medicament care arată o diferență este un vechi medicament, dexametasona, care este un corticoid, care diminuează trecerea la forme grave la pacienții care sunt în faza a doua, de fapt, a infecției, care nu mai sunt practic infectați, ci au efectele fenomenului inflamator sau de suprainflamație, să-i spunem așa, după o săptămână, 10 zile de la începutul bolii, și acesta duce la reanimare și la admisia la ATI, și cu acest medicament, un vechi medicament care nu costă mai nimic, se diminuează cam de 30% riscul de trecere în reanimarea unui pacient care are semne respiratorii. Deci, vedeți, este un caz destul de particular și este un medicament care într-adevăr se folosește. Au apărut acum asociațiile de anticorp monoclonali care se folosesc și în Franța și în Statele Unite și în Anglia, din câte știu, dar care au niște indicații foarte precise la începutul bolii pentru se dau la pacienții cu risc. De exemplu, în Franța sunt pacienți peste 70 de ani sau 75 de ani și în cazuri foarte speciale sau care au un deficit imunitar și mai departe. Nu ne putem baza pe aceste medicamente pentru a face față epidemiei. În primul rând, sunt medicamente foarte scumpe, o doză costă 2000 de euro în medie și sunt pentru niște cazuri foarte particulare. Actualmente, soluția este vaccinarea în masă cât mai rapid. Franța, de exemplu, a ales să vaccineze mai întâi persoanele foarte în vârstă, deci peste 75 de ani și mărește de astăzi la cei peste 70 de ani. Problema este gaura care s-a creat, între ghilimele, între cei care sunt vaccinați și cei care sunt pacienții care ajung cel mai des la reanimare, adică cei între 50 și 70 de ani, să spunem, care sunt grosul pacienților care ajung actualmente în reanimare în Franța, cel puțin la noi, și se constată poate din cauza vaccinării, poate din cauza că se respectă mai mult regulile de distanțare la persoane în vârstă, dar actualmente vedem că este o diminuare a vârstei medii a pacienților care sunt admiși în reanimare, care sunt mai degrabă de 65 de ani actualmente, decât de 70-70 ceva de ani, cum era înainte. Pentru asta vorbim de acum, a început în fază 3. Dintre cei care au peste 70, au început să se și imunizeze, să-și facă vaccin. Probabil că asta e explicația. Exact. O mare parte dintre ei sunt deja vaccinați, adică o bună parte dintre cei deci peste 75 de ani sunt vaccinați în Franța, deci bineînțeles că diminuează presiunea în această categorie de vârstă, dar problema este că sunt încă nevaccinați cei între 50 și 70 de ani, care sunt
majoritatea pacienților pe care le avem actualmente. Și dintre ei ajung acum la TI. Domnule Toma, vreau să vă mai întreb un lucru. Se vorbește foarte mult despre efectele adverse. În Marea Britanie au fost imunizate zeci de milioane de persoane, din câte știu, cu AstraZeneca. Și de asta v-aș întreba, pentru că s-a făcut inclusiv un top al reacțiilor adverse. Care sunt cele mai des întâlnite? Ca să știe toți cei care au programat o vaccinare cu AstraZeneca sau cu un alt vaccin. Ați observat dumneavoastră și alte manifestări? Recomandați poate, nu știu, un paracetamol înainte, după? Cum ar trebui să abordăm, pentru cei care acum merg la vaccinare, să abordăm această chestiune? În Marea Britanie sunt 27 de milioane de persoane care sunt vaccinate cu o primă doză, atât din vaccinul Pfizer cât și din AstraZeneca. În ultima perioadă sunt mai mulți vaccinați cu AstraZeneca. Sunt peste 12 milioane vaccinați cu AstraZeneca în primă doză. Iar în Marea Britanie există un sistem de monitorizare al efectelor adverse care este foarte riguros și foarte bine pus la punct. Deci tot ce apare după administrare este înregistrat. Sunt efectele adverse, sunt cele care sunt cunoscute și sunt menționate foarte frecvent. Deci toată lumea menționează o stare generală un pic, o stare febrilă, poate să fie o zi după vaccin, durere la locul de administrare, câteodată dureri musculare, dar nu sunt efecte adverse semnificative. Deci nu știu să fie un număr de pacienți care să aibă probleme cu tromboze în Marea Britanie legat de vaccinul AstraZeneca, însă am văzut că au fost raportate, am urmărit toată discuția care a fost la nivel european și oricum în Anglia nu s-a oprit vaccinarea în niciun moment, ce a continuat și probabil că din acest motiv și numărul de cazuri a scăzut foarte mult în această țară. Bun, aș vrea să revin acum la discuția foarte la modă în aceste zile și probabil că încă va mai fi și mâine și până de Paște încă vom vorbi despre restricții. Petre Bădică, de ce să nu ți asumi totuși niște măsuri? Noi vedem că se tot vorbește de carantină în weekend de la ora 6 seara. De ce nu ni se spune și nouă până la urmă și de ce e ținut cumva românul așa în întuneric fără să îi se spună Paștele Catolic vine peste două săptămâni? Cel ortodox este foarte posibil să fie cu restricții. De ce nu ni se spune asta? Greu de zis. Probabil că guvernul așteaptă un miracol, pentru că în absența unor măsuri mai dure, nu înseamnă aici să închidem tot orașul, ci vă dau câteva exemple. Ar putea ca aceste cluburi să fie închise pe o perioadă de timp și să nu fie amendate cu 3-4 mii de lei, poate costul unei șampanii, să spunem. Ce este atât de dificil ca guvernul, coaliția, cine poate să-și asume asemenea măsuri, să pună în cele 10 mall-uri ale Bucureștiului 10 polițiști, 15 polițiști. Știm foarte bine că nu suntem o nație de curajoși care să sărim la bătaie cu polițiștii. Nu este absolut nimic greșit în a fi puțin mai vigilant, în a fi mai puțin prezent. Eu am fost prin localitățile din împrejurimile Bucureștiului care sunt în carantină. Ce carantină? Nu este nicio carantină. N-am văzut un polițist. Zero. Nimic. Niciunul. Faptul că ies acum la declarații prefectul și ministrul sănătății și domnul Câțu și spune sub nicio formă nu închidem Bucureștiul. Pe ce vă bazați? Ce măsuri ați luat? Nimic. Nicio măsură. Asta este din partea guvernului. Să vedem acum ce face opoziția. Vine domnul Ciolacu și ne spune de fapt ce facem noi de Paști. Noi ne încolonăm. Câți au votat PSD-ul? Vreo 3 milioane la ultimele alegeri. 3 milioane de oameni se duc de Paște la biserică în pofida oricăror interdicții, habar n-am, încă nici nu s-au anunțat, pentru că domnul Ciolacu spune pe mine nu mă interesează, eu îmi plătesc amendă, mă duc la biserică. Acest mesaj nu este doar pentru credincioși. Acest mesaj este pentru cei care se duc în cluburi, în mall-uri și care spun exact ca domnul Ciolacu. Da, domne, amendează-mă. Cât costă? 100, 200 de lei. Nu mă interesează. Mă duc la petrecere. Mă duc la schi. Nu respect absolut nimic. Apoi, vedem
aproape în fiecare săptămână în proteste în București. Foarte bine, e libertate. De asta s-a murit la Revoluție. Dar este chiar așa de greu ca poliția să dea un semnal către cei, spun acum că îi putem număra, 1 milion, 2 milioane de oameni pe care îi știm că vor distanțare, vor vaccinare, că s-au vaccinat. E așa greu ca guvernul să treacă de partea acestor oameni și nu să intre cu culanele, evident, între la doamna Șoșoacă și domnul Lazarus, ci doar să îi spună, băi, stați la 3-4 metri, la 5 metri și stați cu pancardele, protestați. Au fost proteste și în alte țări. Au fost proteste violente la noi, au fost niște proteste liniștite cu oameni care au cântat pe Pink Floyd. Doar o secundă vreau să vă spun. În momentul de față, guvernul nu ia niște măsuri mai puternice pentru că se teme, de exemplu, de, să zicem, faptul că doamna Șoșoacă o să crească acum enorm în sondaje. Păi nu vă supărați, dacă doamna Șoșoacă era atât de populară, nu strângea 500 de oameni, da? Deci haideți un pic, dacă numai atâta se poate la nivel de guvern, e în regulă, gândiți politic. Dar gândiți politic ok, corect. Și dacă va trebui să luați o măsură foarte radicală de Paște, nu uitați faptul că la acel referendum pentru coaliție, unde a luptat foarte tare biserica, PSD-ul, etc., că oamenii se iasă la vot, vedeți că au ieșit 19%. Deci, încă o dată, mesajul pentru guvern este țineți și cu oamenii care respectă regulile, respectă distanțarea, care vor vaccinare și nu vă uitați doar fricoși la cei 500 de oameni care iasă în fiecare sâmbătă să protesteze, da, sau la domnul Ciolacu care ne-a dus acum adică într-un populism. 10% de oameni deja vaccinați cu toate poticnelile, cu toate șoșoacele, cu toate protestele care, repet, domnule Mihail, au fost niște proteste pașnice, niște oameni care au dansat pe stradă, treaba lor e alegerea lor, viața lor, sănătatea lor. Din cauza lor nu se decide închiderea unui restaurant care organizează o paranghelie cu bani pe frunte în timp ce noi toți ceilalți stăm în casă, din cauza asta? Sigur. Domnule Mihail, Petre Bădic așa zice. În niciun caz. Nu? În niciun caz. Sunt două puncte unde aș vrea să comentez spusele antevorbitorului. Primul este acesta, că autorităților le-ar fi frică de anumiți exponenți ale acestor curente negaționiste, să le spun. În niciun caz nu e vorba de frică de popularitatea acestor oameni, pentru că nu sunt alegeri mâine, chiar dacă cineva și-ar pune problema să facă lucruri populiste. În niciun caz nu e momentul. Dar ce este cu adevărat important este că nu vrem niciunul dintre noi să escaladăm inutil niște tensiuni care, așa cum a fost menționat adineauri, sunt pe scară mică. Deci, de ce să escaladăm lucruri? Dar sunt perfect de acord cu ideea menționată că legea și regulile trebuie respectate. Și aici vreau să insist. Niciodată nu s-a pus problema ca Ministrul Sănătății, spre exemplu, să dea la o parte varianta carantinării, spre exemplu. Singurul lucru pe care el l-a spus, sau prefectul capitalei l-a spus, a fost, suntem pe cale de a vedea cu cei implicați, responsabili în fiecare domeniu, care sunt măsurile cele mai bune. Da, nu știu, poate dumneavoastră ați înțeles pripită. Sau ați auzit altceva din ce spunea domnul Voiculescu. Eu n-am înțeles, eu n-am văzut vreo fermitate la dumneavoastră, păi, să aibă vreo părere bine definită. Revenim însă la ce... Numai puțin. Aș vrea să revenim totuși la cei doi medici, să vorbim puțin și despre restricții. Este restricția în vigoare în Franța, de la ora 6 seara nu mai iese nimeni din casă și aș vrea să-l întreb pe domnul Lupescu dacă se văd efectele acestei măsuri extrem de dure. De fapt, restricția de la ora 7 seara actualmente, peste tot în Franța, și este o restricționare mult mai importantă în 16 departamente, adică județe, să spunem, în care deci nu voie să iasă decât pentru a se plimba în jurul domiciliului și așa mai departe și nu voie să depărăsească regiunea respectivă.
Este vorba de zona Parisului și nordul Franței, unde incidența este foarte, foarte ridicată. Deci peste 5 la mie, ca să vorbesc în cifre pe înțelesul cel din România, că vei să calculez un pic diferit. În Franța, în toată Franța este peste 3 la mie actualmente, dar acolo unde este deci peste 5, s-au luat restricții suplimentare. Se vede rezultatul, deci este destul de bine respectat când... Dacă ieșiți seara sau când ne întoarcem de la lucru seara, vedem că nu este multă lume în oraș. Oamenii respectă, în general, purtatul măștii, chiar și în exterior, deși sunt discuții pe această temă. Deci, în general, lucrurile se respectă, ceea ce este bine. Bineînțeles, sunt și oameni care nu înțeleg să respectă aceste măsuri ca și în România, dar per tutto pot să spun că este destul de bine respectat și asta a mers. Din păcate, este mai puțin efectiv acum când a apărut varianta engleză care reprezintă acum undeva pe la 70% și se consideră că este varianta zisă britanică, ca să nu jenez colegul din Anglia, dar deci este o variantă a virusului, este zisă britanică, care este mai transmisibilă, deci asta face ca măsurile luate până acum să nu fie suficiente și această variantă va reprezenta la sfârșitul lunii 90% din variantele care circulă în Franța, deci din cauza asta se apare acelea val. Bun, și pe domnul Toma l-aș întreba de acolo din țara din care a apărut tulpina de care ne temem noi cu toții acum și care se pare că nu e numai chiar așa un pericol de mare. În Marea Britanie au fost carantină după carantină, lockdown după lockdown, nu puteau ieși doi oameni pe stradă dacă nu erau din aceeași familie și că erau niște reguli foarte dure. Se văd aceste restricții, se văd rezultatele când se va relua cât de cât viața normală în Marea Britanie? Ce se estimează? În primul rând aș vrea să spun că astăzi în Marea Britanie se sărbătorește, dacă se poate spune așa, Ziua Națională a Reflecției legată de pandemie. Este ziua când acum un an a fost introdus lockdown-ul. Interesant este că lockdown-ul care a fost introdus acum pentru al doilea val, pentru al treilea val, pentru ce s-a întâmplat după decembrie-ianuarie, a reușit să reducă aproape la zero transmiterea așa numitei variante englezești. Într-un fel, cu toată transmiterea mai ușoară a acestei variante, măsurile de lockdown și măsurile de vaccinare în special au fost eficiente. Deci este foarte important să apreciem acest lucru. În continuare, în Anglia mai sunt măsuri restrictive. Se vorbește de modificarea acestor măsuri începând de pe 12 aprilie. Este foarte interesant și faptul că Anglia a restricționat inclusiv ieșirea din țară și asta cel puțin pe noi ne mulțumește, pentru că nu mai putem să venim în România sau să plecăm în vacanță în Franța sau în alte părți. Deci ieșirea din țară în Anglia este interzisă în momentul de față, iar amenda este în jur de 5.000 de lire dacă părăsești Anglia, tocmai pentru că incidența a scăzut atât de mult, iar guvernul încearcă să protejeze prin aceste măsuri importarea acum de alte variante din alte părți. Nu știu cât de eficiente vor fi aceste măsuri și aici populația este mulțumită de durata lockdown-ului, însă cu toate acestea apreciază importanța lui și din nou, dacă vă uitați la manifestările care au fost astăzi și care au fost reflectate în presă, lumea este impresionată și este pentru rezolvarea acestei pandemii. Au murit totuși aproape 150.000 de persoane în ultimul an și este impresionant. Vă mulțumesc foarte mult amândurora că ați fost alături de noi. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim la politică, o politică așa de carantină, de pandemie. Vorbim despre o făcătură penibilă de la Timișoara, o doamnă care a vrut ea să demonstreze, n-am înțeles foarte clar ce a vrut să demonstreze, oricum o chestiune cu tentă politică,
pentru că la noi și pandemia e politică, e de culoare, politică. Domnul Popescu abia așteaptă să comenteze, pentru că e vorba de cineva de la USR. Nu-i așa? După publicitate vedem despre ce este vorba. Ce înseamnă excesul de zel, mai ales din partea tinerilor politicieni? O consilieră USR din Timișoara s-a făcut de râs după ce a încercat să demonstreze ilegalitățile celor din Horeca, povestesc jurnaliștii Adevărul. Totul a pornit după ce femeia a descins cu jandarmi într-un restaurant pentru a arăta că patronii nu respectau regulile și, deși orașul este în carantină, primește clienți pe bază de rezervare. Consiliera a recunoscut însă că persoanele care au făcut rezervare erau sub acoperire. Figuranți! Așadar, mai pe înțelesul tuturor, o făcătură. Postarea doamnei Munteanu a stârnit un val de critici pe Facebook, inclusiv din partea unor cunoscuți și susținători. Femeia s-a plâns ulterior că a primit mai multe amenințări și că este frică. Doamna, care este consilieră USR, cum vă spuneam, a recunoscut că persoane pe care le cunoștea au făcut o rezervare tocmai pentru a demonstra că în restaurant nu se respectă legea. De altfel, Ana Munteanu a declarat că a intrat cu jandarmii în restaurant ca să se asigure că figuranții nu sunt amendați. În primul rând, l-aș întreba pe domnul Mihail dacă știe de această invenție de la Timișoara pentru un live frumos pe Facebook. Știați, domnule Mihail? Ce știu de la Timișoara este că situația este foarte gravă și că este nevoie de măsuri drastice pentru a putea să revenim la normal în acel oraș și în împrejurim. Și faptul că a fost nevoie de carantinare decisă acum arată că nu putem să tratăm ușor lucrurile care se petrec în oraș. Modul în care diversi actori intervin, bineînțeles că poate fi discutat și da, trebuie să fim în stare să avem fiecare rol pe care îl putem duce până la capăt și consilierii au rolul lor foarte, foarte clar și important. Dar revin, important este că în oraș este o problemă care trebuie rezolvată și măsurile stricte sunt cele care vor da rezultate și la Timișoara. Domnule Popescu, acum intențiile clar au fost bune de a demonstra că poate nu este respectată legea într-un oraș care e carantinat, dar modalitatea de a pune, de a arăta asta, cum vi se pare? Se știe că suntem într-o situație dificilă, nu numai noi, cât și alte țări. Dar este un moment în care să fim mai degrabă solidari, în loc să ne considerăm unii dintre noi un fel de comisari politici care cheamă jandarmii, i-am demascat pe alții. Eu, sigur, nu știu nici ce căutau jandarmii în subordinea unui consilier local, că nu prea avea treabă să fie coordonat de un consilier local. Eu nu contest, sesizați că s-ar încălca legea la modul acesta. Da, dar nu știu dacă trebuie să fie conduși. Însă am văzut că deschidea calea jandarmilor. Era un fel de ghid acestora. Eu nu contest bunele intenții, dar dacă s-a și demonstrat că erau trimiși niște oameni pentru a arăta că un anumit local încalcă legea și din ce văd în filmare, erau câteva mese, adică nu era cum vedem pe la cluburile acelea cu mese și cu dansuri. Totuși, trebuie să ne gândim că economia trebuie cumva să supraviețuiască. Dacă hotărâm că închidem niște instituții, niște societăți, haideți să vedem cum le compensăm pierderile. Este anormal să-i ceri unui hotel, de exemplu, impozit pe clădire și tu să-l închizi ca stat. Adică, dom'le, ai anul ăsta te închidem, dar nu plătești impozit și eventual te mai și despăgubim, pentru că sunt țări foarte multe care au despăgubit aceste afaceri. Nu-i poți condamna la faliment și la sărăcie pe patroni și pe angajații acestora. Deci trebuie niște măsuri gândite bine. Trebuie văzut dacă aceste măsuri ajută răspândirea virusului și dacă le luăm, haideți să le luăm și cu anumite compensații. Așa este normal. Le luăm și impozitul pe clădire, le luăm și taxele pe salarii, îi și închidem. Păi de unde să trăiască oamenii? Mai bine și
comisarul politic ca să-i dăm aștepe. Petre Bădică, apropo de ce spunea și Cristian Popescu, în București aici e foarte simplu, doamna nu și-a ales zona potrivită, Bănățeni, mai liniștiți, așa, mai morcov. Aici în București, dacă venea în centru vechi, nici nu-i trebuia să facă vreo regie, că îi găsea imediat niște băieți care își doreau distracție aici. Și eu sunt de acord că nu trebuie acum să urmărim să falimenteze restaurantele, cluburile, etc. Dar trebuie să înțelegem faptul că vremurile sunt tâmpite pentru toată lumea. Sunt oamenii șomași, oameni care și-au pierdut locurile de muncă și tot așa patronii de restaurante trebuie să înțeleagă că anul ăsta profitul este un pic mai mic. Iar profitul mai mic se face pentru că trebuie respectată legea. Adică trebuie 30% de grad de ocupare, nu aproape 100% sau peste cum e acum. Adică este un an de supraviețuire. Haideți să fim solidari în această pandemie și în aceste momente proaste. Dacă legea spune că 30% trebuie să fie mese ocupate, haideți să fie 30%. Haideți să, e ok ce spune și noastră, că guvernul să le dea să le facă, dar nici guvernul nu poate da la infinit. Eu cred că fiecare trebuie să, om de afaceri, acum trebuie, nu mă pricep, nu sunt jurnalist pe economic, dar trebuie să-și pună niște ținte mai joase. Adică să-și plătească ratele, să-și plătească angajații, să aibă un mic profit, să fim toți solidari acum, nu doar Horeca și hotelierii de la mare. Aici cred că trebuie să fim un pic mai înțelegători unii cu alții. Da, înțelegători până una alta am fi și dacă știm la ce să ne așteptăm, ce se întâmplă cu aceste restaurante, dacă ele se închid sau nu după cele 3 amenzi, așa cum a propus bună oară ministrul de interne. Lucrurile nu sunt clare, nu au spus dacă au de gând să facă asta, nu, Petre Bădică? Doar au anunțat. Ei, am văzut acum o declarație a domnului prefect care spunea, el a zis, deci nu caut eu acum în legislație, că încă nu au la îndemână legislația necesară pentru a închide restaurantele. Păi când vreți să o găsiți? Să o creăm acum repede. În Ilfov deja, da, în Ilfov a ajuns la 7 incidența. Păi trebuie luate măsuri, asta este. Nu, e doar o amânare și v-am spus, nu vreau să monopolizez discuția. În momentul de față, sunt 1 milion de oameni sau peste vaccinați, sunt 700.000 de oameni pe lista de așteptare, acești 2 milioane de oameni care respectă legile și distanțarea și, da, și pentru ei ar trebui într-adevăr să ia măsuri. Autoritățile, mulțumesc foarte mult invitațiilor. Punem punct aici discuției noastre de la Fix Știri cu Dan Gabor. Sunt Irina Petrearu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Excesele de tot